Dacă nu, încercăm să ne revanșăm acum, prezentându-vă secvența Operatorii noștri în acțiune. Cum vedeți, lucrăm câteodată în asalt, ca și unele întreprinderi criticate de noi. Când rămâi de căruță, te gândești inevitabil să filmezi ceva în capitală. Totuși, avem și băieți care duc la tăvăleală. Și cu fantezie, numai că din motive obiective, lucrurile mai ies și de andoasele. Iată singurul nostru mod de a vâna pelicanul alb. Pe pământ, în aer sau sub apă, reporterii noștri sunt, vă asigurăm, în permanentă căutare creatoare. Dacă am muncit bine sau nu, ne-am permis să întrebăm câțiva spectatori la Cinema Patria. Atenția mea se fixează în general la un jurnal de actualități pe, cum am spus, ceea ce este bine făcut. Dacă este bine făcut, îmi place orice. Am să vă rog să-mi spuneți ce vă place mai mult din ceea ce prezintă azi jurnalul de actualități, ce nu vă place din ceea ce prezintă azi jurnalul de actualități. Îmi place tot. Tocmai spuneam dânsului adineora că îmi plac în mod deosebit jurnalele de actualități. Așa. Ce nu vă place totuși? Nu-mi place când dați puțin fotbal la treaba. Înțeles, asta este perfect. Ce ați vrea să vedeți în viitor? Mai mult, afară de fotbal. Aș vrea să mărească un pic rubrica culturală, pe care parcă ați neglijat-o în ultima vreme. Vă mulțumesc! Jurnalul de față, festiv doar prin cifra rotundă de 1000, i-a găsit pe reporterii noștri răspândiți în toată țara. Echipa din turnul Măgurele ne raportează o fabrică de uree intrată în probe mecanice și două de amoniac în probe tehnologice. Combinatul chimic din turnul Măgurele va avea în final 15 fabrici. În Carpații Meridionali, lotrul șerpuiește nervos prin ținuturi cu larg suflu de poezie. E poezia unor locuri aspre, cu ape navalnice, care ascund herghelii de cai putere. Strunite în căpestre de beton, ele vor alimenta o hidrocentrală care va întrece în putere pe cea de pe Argeș. Baracamentele de la Voineasa sunt primul semn al viitoarei construcții care va transforma apele Lotrului în lumină și energie. O altă echipă de reporteri, urcând în Carpați la Babarunga, își propusese să vă prezinte un boncănit de cerbi. Locul părea cât se poate de nimerit pentru asemenea dispută bărbătească. Pândind zile în șir, ei au surprins însă un singur cerb, învingător probabil prin neprezentarea adversarului. Reporterii noștri s-au mulțumit cu câțiva mistreți filmați pentru orice eventualitate de la distanță, cu teleobiectivul. Oricât ar părea altfel, aceste sclipiri diamantine anunță tradiționalul nostru subiect agricol. Numai că...